Constanța Noevici, în vârstă de 62 de ani, a murit astăzi în Spitalul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu. Actorul fusese internat în stare gravă din cauza infectării cu coronavirus în luna decembrie. Inițial la Spitalul Pantelimon, iar ulterior, din cauza agravării situației, a fost mutat la spitalul în care și-a pierdut viața. Tragedia s-a întâmplat la ora 6:30 dimineața, iar medicii au declarat că toate organele i-au cedat, iar plămânul fibrozat a intrat în insuficiență organică. Bogdan Stanoevici era cuplat la aparate pe o procedură numită ECMO. Cu toate că medicii au sperat ca, după o perioadă cuprinsă între 7 și 10 zile, plămânul acestuia să se refacă, acest lucru a fost imposibil. Actorul a fost ministru pentru românii de pretutindeni în guvernul condus de Victor Ponta și s-a remarcat la începutul pandemiei COVID prin dese critici la adresa măsurilor de protecție impuse de autorități. Totodată, Bogdan Stanoevici a fost manager al Circului Globus și candidat la prezidențiale anul trecut. Acesta a stârnit o serie de controverse pentru faptul că nu era de acord să poarte masca de protecție și a participat chiar și la o conferință de presă în noiembrie, susținând că este sănătos. El a mai declarat că a făcut în fiecare lună câte un test și toate au fost negative până la sfârșitul anului trecut. Înaintea alegerilor parlamentare din decembrie 2020, Bogdan Stanoevici susținea că virusul care provoacă COVID a fost creat în laborator, iar brevetul este înregistrat și la Paris și la New York.